Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre anghilele de grădină. Anghilele de grădină sunt niște vietăți marine foarte interesante, întâlnite într-un număr foarte mare în Oceanul Indian și Pacific, dar și în Oceanul Atlantic sau Marea Roșie. Coloniile acestor anghile de grădină sunt compuse din reprezentanții ai familiei de anghile de mare, congride, din subfamilia heterocongrine. În toată lumea există aproximativ 35 de specii de anghile de grădină. Pentru că tind să trăiască în grupuri pe fundul mării, ele seamănă cu niște plante de grădină, de aceea au fost numite de specialiști anghile de grădină. În golful Agaba din Marea Roșie s-au stabilit pe o pantă de nisip o colonie mare de anghile de grădină, această zonă primind denumirea de grădina anghilelor. Situat în apropiere de stațiunea Dahab din Egipt, acest paradis, cum îl numesc localnicii, a devenit un loc preferat pentru explorarea de către scafandrii din întreaga lume. Fotografiile sau filmările video făcute în această zonă creează o iluzie completă a unei grădini magice. Sute de anghile de grădină, ieșite din nisip semănând cu firele de iarbă, sunt legănate de curenții de mare, în tocmai cum iarba ar fi legănată de vânt. Acești pești lungi și rotunzi trăiesc în găurile de pe fundul mării, acesta fiind modul lor de viață, scoțând doar capul afară și o parte din trunchi, în timp ce o mare parte a corpului lor rămâne în nisip. În caz de urgență, atunci când se apropie un pește de pradă, anghilele de grădină se retrag foarte rapid în găurile lor, acesta fiind singurul lor mijloc de apărare. Dacă se încearcă de către peștii prădători sau de către om a le scormoni în ascunzișurile lor, acestea se îngroapă mai adânc și mai adânc, folosindu-și cozile pentru a-și face loc, aplicând o metodă de înșurubare în nisip. Cele mai mari densități sunt de aproximativ 40 de anghile pe un metru pătrat. Acești pești, anghiliformi, sunt carnivori, ei hrănindu-se în special cu plancton sau larve de creveți. Se consideră că sunt vietăți diurne, ele având o activitate mult mai mare pe timpul zilei. Anghilele de grădină sunt inofensive pentru oameni. În funcție de specie, se întâlnesc sub diverse nuanțe, de la cele mai deschise culori până la cele mai închise, iar unele dintre ele prezintă diverse pete sau dungi. Pot avea diverse dimensiuni, între 20 de centimetri și 1 metru și jumătate lungime, însă cele mai răspândite au în medie o lungime de 40 de centimetri. Se întâlnesc la adâncimi cuprinse între 3 metri și 100 de metri. Chiar dacă o anghilă de grădină poate ajunge la o dimensiune de 1 metru și jumătate, diametrul corpului ei este de numai 1 centimetru și jumătate. Are o coadă acoperită cu o piele groasă și densă, minunat adaptată pentru săpat. De asemenea, în partea de jos a trunchiului are niște celule speciale care secretă mucus, ajutând-o foarte mult într-o retragere destul de rapidă în ascunziș. Anghilele de grădină au ochii mari, având o vedere foarte bună, dar au un miros slab datorită nărilor sale minuscule. Sunt foarte timide față de oameni sau alți pești, însă sunt ușor agresive față de alte exemplare din specia sa. Dacă se simte amenințat, se retrage rapid în groapa sa și închide cu un dop de mucus, astfel încât prădătorului i-ar fi dificil să-l poată găsi. Atunci când se hrănește, stă doar cu coada băgată în groapă și își balansează capul în toate direcțiile pentru a culege plancton. În sezonul de împerechere, își sapă gropile foarte aproape unii de alții până ajung aproape lipite. Apoi, masculul alege cu ce femelă dorește să se împerecheze și o apără vicios, mușcând de cap sau chiar de ochi orice mascul care se apropie. Femela eliberează ouăle fertilizate în apă și sunt lăsate în voia curenților de apă. Cei mai mari prădători ai săi sunt anghilele de șarpe din Pacific și peștele trăgaci. Aceștia au dezvoltat diferite metode de vânat, ei îngropându-se în nisip în apropierea unei colonii și apucă anghilele de grădină întâi de coadă. Anghilele de grădină vor fi astfel devorate, neavând nicio șansă în fața acestor prădători. Se pot crește și în acvariu, cu condiția ca să fie depus mult nisip, îndeajuns încât să se poată ascunde cu totul în găurile făcute de ei. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share sau subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!